dură. Aceștia sunt candidații noștri la funcțiile de primar și astăzi este momentul lor. Vă rog să-i aplaudați pentru că au nevoie de sprijinul fiecăruia dintre dumneavoastră. Astăzi este momentul celor care vor candida pentru Consiliul Local și Consiliul Județean. Astăzi este momentul în care leadership-ul Partidului Național Liberal pune umărul la reușita echipei PNL în administrația locală sibiană. Este un moment extrem de important. Suntem aici o echipă care a pus pe primul loc niște principii. Și fiecare dintre noi își asumă aceste principii. Nu cred că este vreunul dintre noi care pleacă la drumul competiției politice și nu înțelege sau nu a înțeles că integritatea, profesionalismul și respectul față de oameni vor fi principalele noastre repere în competiția electorală. Organizația PNL este una puternică și forța noastră vine din inteligență și din echilibru. Pentru că PNL-ul are oameni inteligenți cu inițiativă, însă important este în politică și echilibrul. Să știi când să cedezi, să știi când să faci un pas înainte și să știi că, în primul rând, interesul celor mulți, interesul celor care sunt chemați să voteze, contează cel mai mult. Când societatea a dat jos în guvern, de fapt a respins un anumit comportament politic. Și la Sibiu am înțeles perfect mesajul societății. De aceea vreau ca fiecare dintre noi să vadă că sunt unii care au făcut un pas înapoi, sunt mulți care au intrat în echipa Partidului Național Liberal tocmai pentru că au pus integritatea, responsabilitatea și respectul față de oameni pe primele locuri. Cred cu tărie că diferența între noi și competitorii noștri politici aici, la Sibiu, va fi făcută de calitatea și integritatea oamenilor. În PNL Sibiu nu se negociază funcții, nu se arvunesc funcții pe ochi frumoși. Cine este acum în PNL a înțeles și își asumă lucrul acesta. Sunt câteva teme care ne diferențiază net față de PSD. Prima, așa cum am spus, este tema integrității. Dorim să contrapunem unui comportament de tip feudă prin oameni un comportament nou. A doua temă este profesionalismul. Și aici, pe scenă, aveți oameni care fiecare în parte, în locurile unde au fost, au dat dovada profesionalismului lor. Daniela Câmpean, în Consiliul Județean, avocat, toată viața a militat pentru respectarea legii. Răzvan Pop, director al administrației, al Direcției de Cultură, în mandatul lui s-a pus un plus la emblema de oraș cultural european și național pentru Sibiu. Gheorghe Roman, un candidat care are un uriaș sprijin al comunității locale. Colegii noștri primari în funcție sau colegii noștri care aspiră la funcția de primar, consilierii locali și consilierii județeni. Fiecare dintre cei pe care îi vedeți în fața dumneavoastră respectă acele criterii pe care vi le-am spus. Ne-am propus să câștigăm viitoarele alegeri prin muncă și onestitate și prin normalitate. Am reușit acum 14 luni de zile să demonstrăm că prin normalitate, prin decență și nu prin fuga după rating sau jigniri, putem da președintele României.